Dar scump. De ce îmi plăiesc? Hai să încep în limba de stat, mă, deci. Da, vă rog. Da, 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 da. La invitația domnului Tapiola, astăzi am avut o întrevedere aici la delegația Comisiei Europene cu câțiva înalți oficiali care reprezintă Uniunea Europeană, Comisia Europeană, care au venit în Republica Moldova să afle ce se întâmplă, cum merg reformele. Important că la această întrevedere, de fapt, au fost invitați reprezentanții a patru forțe politice de opoziție, care, de fapt, reprezintă peste 75-80% din populația Republicii Moldova, conform ultimilor sondaje. Întrebările de bază care au fost discutate, mersul reformelor, care este posibilitatea și probabilitatea alegerilor anticipate și care sunt scenariile ce urmează. Poziția noastră pe care am expus-o foarte clar, că noi, ca socialiști, ca Partidul Socialiștilor, am înaintat în Parlament toate inițiativele legislative cu care a venit Forumul Civic, Societatea Civilă, și insistăm că aceste reforme să fie aprobate în Parlament. Este vorba de demisii, este vorba de reforme în domeniul sectorului justiției, procuratură, sectorul financiar, bancar, media și așa mai departe. Este vorba de modificarea Constituției pentru a ajunge la alegeri directe a președintelui prin vot direct de către cetățenii Republicii Moldova. Le-am expus că, de fapt, sunt trei scenarii referitor la ceea ce ar putea să se întâmple mai departe. Sunt trei scenarii. Primul scenariu. Oligarhii de la guvernare fac reforme și partenerii le dau bani. Acest lucru nu se va întâmpla, pentru că oligarhii de la guvernare nu vor face reforme, nu vor tăia creanga pe care acum se află și toate reformele care acum, sau legile care se aprobă în Parlament, mimează reforme. Să nu se laude cu reforma Procuraturii Generale, pentru că aceasta este mimarea reformei. Acolo este prevăzut că trebuie modificată Constituția pentru că președintele statului să propună procurorul general. Eu știu foarte bine că nu vor modifica Constituția. De aceea aceasta înseamnă mimarea reformei cu procuratură. Exact așa pot să mă refer la toate reformele pe care se laudă guvernanța. Așa că primul scenariu, reforme, bani de la UE, eu consider că acest lucru nu se va întâmpla. Este al doilea scenariu, mimează reforme și UE închide ochii și susține cu bani geopolitici și am preîntâmpinat, dacă vor merge pe această abordare, atunci să nu se mire când integrarea europeană va fi susținută peste 2 ani de 10% de cetățenii Republicii Moldova, va fi compromis total. Și al treilea scenariu sunt alegerile parlamentare anticipate. Noi pledăm pentru alegeri parlamentare anticipate, concomitent cu alegerea directă a președintelui. Da, da. Mulțumesc.